Salut prieteni, bine ați venit la un nou pe opening săptămânal, avem premii de la FC Champions Rivals, Base or Me, Icon de la Swaps, să să fie un mega pe opening. Din nou un start în forță în această săptămână, Săptămâna trecută am făcut un base dormit din care a venit Marcel de și a rupt la mine în echipă. Am reușit să-l iau pe Ginola și am făcut și toate obiectivele pentru un nou base de la Sweps. Ginola a fost în echipă, a dus un rang 2 cu 14 victorii. Are o parte din acele goluri și la Sweps, foarte multe reușite. Avem jucătorii Winter Wildcards, o grămadă de carduri bune care pot fi prinse în pachete. Și uh, o să fiu un pe mare Hai cu un like acolo pentru acest mega pe copering Am pregătit multe pachete Va fi haos Avem un team of the week cu Tibo Curtoas Sterling, Barela, Tilemans. Uh, pot pica jucători din acest team of the week, din player picuri. Nu cred că am nevoie de vreunul dintre acești jucători Poate un Sterling super sabar merge bine Eventual sper să vină jucători cu rating bun Merez n-ar intra nimeni în echipă din primul player pick este Tilemans 86, foarte ok. Îl bag direct la SBC pe acest Tilemans. Din păcate n-are pace. La agilitate stă foarte prost, defending-ul nu este extrem de strălucit. Un jucător care pasează foarte bine, în realitate un mare playmaker la mijloc acolo. Tilemans vine, încă unul și de aici tot Tilemans. Ok, Tilemans de două ori. Ar mai fi Dorș, dar cred că o să iau iar pe Tilemans, și dau cu Excel și recuperez. Dacă sunt trei de Tileman, e jale. Nu, de aici este Vlahovic. Ce sezon până acum pentru Vlahovic și Puado. Ce o să le iau pe Puado de 84. Un Tilemans și ia cu Excel și recuperez eu de pe companie în altă dată. 18 pachete sunt mai sunt și unele mai slabe de care o să scap Primim Silver Players Spec și două Gold pe care Am mai filmat drafter și pe unul l-am uh, dat la o parte acolo Chiar și cu jucătorii ăștia uh, Bomba care vin în acest moment Am doi de Premier League Mamă, doi Silver de Premier League Costă ăștia de rup O să-i țin pentru uh, a face SBC-ul acela de Premier League cu silveri Avem trei de fapt și cu pinac. Mamă, am prins trei Să-i pun acolo să nu-i pierd foarte importanți aceștia. Trebuie să ai undeva la 8 silveri, o chestie din asta. Și cel din Bundes merge foarte bine. Dacă merg și aceste pachete, am ieșit bine. Dacă pierzi din primul meci sau ieși din draft și ai premiul pentru 0 victorii, dacă îți dă silver players pe ai vreun silver de 9000, ai ieșit pe profit. Paul Lopez Petania, încă un olandez din Bundesliga, din acest golpec, încă unul. Sunt și niște pachete bune pe aici, deci ca ai idee. Pot prinde uh, oare un Winter Wildcard? Ar fi foarte tare. Oli Giru Trece și el pe transfer list. O să umplu acel transfer list. Voi avea vreo 100 de jucători de vândut. Jumbo un Gold Players Pack cu 7 jucători. Are un 83 plus garantat. Șanse de workout mărite. Și este doar borți. Italian. Fundaș central. avem pe acerbi. Fix 83. Garantatul a venit în acest moment cu Gabriel Magalaiș. Ia vezi că merge. Este un uniform de 82 pe care îl pot utiliza la SBC din acest pachet în 3 double Tomale Mar, îl voi pierde. Quintero, cred că a venit mai devreme, Lang era și el 3 cât și brazilianul de la Shaktior. Da, și-au căzut serverele. <laughs> Băi, fix când deschis și eu pachetele, și am un bezor mi dai când pe cad serverele, așa ceva. Am revenit, 14 pachete rămase. <laughs> Ce joc minunat și ce servere fantastice are EA-ul, nu-i așa? E, o nebunie. Workout sau nu? Este inform german. E Dorsch, de 81. Nu-mi dau seama dacă era tradable sau nu. Nu era. Ok. Încă un inform acolo la colecție, alături de Gabriel. Doi informi merg. Avem și un Jumperer Players pe aici. Hai cu el. Un tradable. Un 84 plus garantat. Workout Olandez O, oh, De Jong de la Barcelona Oare mai costă ceva Frenkie De Jong? Era foarte scump într-o vreme 16.500 Nu e un preț foarte mare pentru De Jong Pachetul e oricum untradeable Nu o să-l juca pe De Jong, l-am și pe orente Încă un inform Jimenez și niște dubluri acerbii Care a venit și mai devreme Da, De Jong e bun Niste uh, niște resurse care pot intra într-un SBC Mă gândesc să-l fac pe Afonso Davis, Player of the Month ar ajuta acest De Jong. Un workout așa gold de la Barcelona. Hai că nu este rău. Să fie tot norocul la base orbit, dai că pec. Chiar aș vrea asta, cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Și să dea un jucător bombă de acolo. Claman la Anglia vine și el, un Hunter. Poate mă va ajuta. Să vină un uh, Samuel Etos, și dau un Hunter. <laughs> nu m-aș plânge. În continuare, tu player spec. Și el, Andrei Double. Nimic din el hmm, Ce de me că e Chesie, nu? Nu, e Sangare Sangare cu Karsdorp Chesie ar fi fost Borț Nu știu ce m-am gândit la el Turer Gold, Player Spec Încă o bucată Am tot primit o tonă de pachete 75 plus, le-am tot deschis Veneau de peste tot o Spina și Ring din pachetul cu doi jucători Ligon Prime Player Spec E pachetul de peste am ajuns la un nivel ridicat jucând și la Squad Battles 12 jucători de ligon, 6 rari L-am luat cu gândul că poate vine vreo bombă Și nici măcar words nu e Rafinha e cel mai bun care are o 80 E de la PSG dar nu chiar jucătorul la care mă gândeam, mai ales că îl și aveam pe Rafinha Măcar îl aveam tradable Bamba e la QXL, Icone de asemenea. Bamba și Icone. Francezii de viteză de pe laterale. Primim timpul de the week pack. Hai cu aceste două pachete cu câte un jucător. Forț din 75 plus însă. Spaniol. Iago Aspas. E bine. Are 84 Iago Aspas. Intră și el direct la un SBC cu Frankie de Jong. Mai mulți jucători pe acolo de la Liga. Încă un 75 plus Iarăși porți Tare Costici Tot de 84 Foarte bune aceste 275 plusuri A dat bine față de alte pachete Unde am avut jucători mai slab Jumbo Premium Gold pe curi Două la număr De aici intrăm pe tărâmul de jucători double. Brazilian fundaș stânga Alexandru Are doar 83 a avut Sandro rating mai bun în alte vremuri. O să încerc să-l vând, poate o să coste ceva. Gold pack, bun și el. Orice pack în plus, e bine primit. Nu poate să strici. Chiar cu un singur item rar. Poți să ai acel item rar, workout și te-ai scos de acolo. Este Geco poate. Da, 83 Geco. Are rating mare, e măcar 1000. Mai luăm niște coins. Momentul pentru un Jumbo Premium Gold Pack și rare, Pachetele de la final vor fi bune, premiul de la Champions Finals și trebuie să iau și premiul de la Playoff. Schmeichel are 85, bun fiind tradable. Cu Zaha, mai mulți jucători din Premier League. Norarii se vând bine în general în ultima vreme. Un K la final și pixelul unui antrenor. Am făcut 5 1 la calificare. Rankul 2 e suficient de bun, îți dă niște pachete cu jucători și te califici lejer la următorul weekend league. Nu prea are sens să fortizi 8 cu 1. Poate fi greu să faci 8 cu 1. La un moment dat chiar ai niște meciuri mai grele. O să începem de aici cu premiul de la playoff. Oh, cum ar fi fost să vină Hakimi, dar nu era borți. Jucătorii 76. Bama să se vândă, o să mai țin din carduri totuși, e nevoie să ai și niște jucători prin club. Premium Gold Player Spec, trei rari, mai multe baghete cu jucători la final. Măcar un jucător walkout să mai vină. E culmea acum nu e nicio șansă la un Winter Wildcard. Nici când ai ceva pachete, dacă nu sunt pachete de top. În joi însă vine primul de la Milestones, 3 Jumbo Rare Player Specuri. -uri. Rămătorul pe Co opening va fi și mai mare nebunie. Wow, walkout! Ăsta e! Vândați central, scriniar de la Inter. 3-double, tot ce trebuie. O să-l pun la vânzare și pe scriniar. Niță la final, în jucători de Premier League care se vând. Merge. Sunt încă 4 pecuri. player spec de la Division Rivals și premiul de la Champions Finals. Doar boards din acest pachet. Zlatan Ibrahimovic, 84. Zlatan, iarăși Lemar a venit de mai multe ori Și ăsta e, pentru ce am jucat la weekend league? O luăm de la dreapta la stânga Megapec megapec pe e așa un mic extra, o atenție așa din partea eiului L avem iar pe Acerbi, Acerbi și Lemar ăștia au fost în pe opening uh, Cu Rafa Un catalist da, iarăși le mar. și acerbi într-una. Nu mai e loc pe transfer list. Mai am câteva locuri. Primim Team of the Week Pack și după aia Jumbo Rare Player Spec-ul. Hai un jucător care se vinde bine din Team of the Week Pack. Croat. No. Are 84. E 11.000 și celălalt doi ieșeau cu Excel. Abia am făcut iarăși 30.000 din Team of the Week Pack, cu o dezamăgire. Aici poate vine acel Winter wild card 24 de jucători. E doar forță, mamă ce țeapă la Weekend League. Harry Maguire. Nu vrea nimeni să-l prindă pe Harry Maguire. Dar asta a fost, ce să faci? Maguire Savici Hernandez. Nu există așa ceva. Poate va salva cel Bazer Midicon pe situația, e full și transfer listul 100 de jucători. Momentul cel mare. Bazer icon pack, pachetul ales de mine de la Swaps, pe care nu l-am băgat la favorite. 8 tokenuri. Era o asta ori Rio, însă am doi fundași central. Sper să nu dea fundași central. Overmars cu 3 la skill moves și chiar, dar de un așa la un portar, l-am pe noi, era în 3 de bol acum și pur și simplu n-am nevoie de el. Pachetele cu jucători le voi completa pentru perioada Team of the Year și încerc din nou să prind ceva tare de Bazor mid-icon pack. După ce a venit un jucător foarte bun, Marcel Desai, Chiar mi-a dat bine de acolo și am încredere că s-ar putea întâmpla încă o dată. Și norocul meu să fie aș fa 22 de la like Icon Pecuri. Dacă de la celelalte pachete nu prea am șansă. Fix 8 jucători. N-a fost greu de obținut pachetul. Am făcut și 3 obiective într-unul cu argentinieni. Silver First Home. Am câștigat 6 meciuri la Battles. Acolo 3 token direct în 2 ore. Super lejer pe partea asta fost mai ușor decât în alte dăți la Swaps și pentru 8 tokenuri un Bazor Mid care a valorat acolo vreo 300 și ceva de mic când l-am făcut eu de la SBC. Eu zic că merită. Doar să nu dea un jucător care n-ar intra. Atunci a fost degeaba. or Mid, sunteți pregătiți. Sper la o naționalitate forță și să dea un jucător bombă. Haide ei! E un portughez. Center forward! Eusebio! Eusebio din Vector Mid nu se poate, bă! Wow! Eusebio Mid! Nu-mi vine să cred că a dat un Eusebio! Mamă, 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 mamă! Am dat lovitura cu adevărat pe Eusebio! UN dintre cei mai buni, e foarte rar dintr-o asemenea pachet. Când am zis Portugalia, m-am gândeam că poate fi cu siguranță o țeapă. Center forward era unicul. Eusebio, ce marcator! E multe milioane, doamne! Da, bă, băiatule! Hai cu un like acolo pentru acest Eusebio! E... <laughs> Bine! Bine, rău! <laughs> mamă, am un nebunit! Am un nebunit la propriu tremur în tremură mâna. nu se poate așa ceva. 91, Eusebio este 3 milioane de coins dintr-un amărât de Bazor mid. Mamă, mamă, 5 stele 400 4 stele Skill Moves. Unul cei mai buni jucători, cred, care mi-a picat în ultima vreme, poate anul ăsta, Eusebio la 2 de mii în acest moment este glorios. Are și passing foarte bun, este superb, mamă cum intră în echipă. Ginola ai venit și cred că ai și plecat, <laughs> la revedere. Eu nu știu ce să cumpăr de banii de Ginola, l-aș uh, înlocui și pe Marez dacă tot s-a ajuns aici. Uh, wow! Cea mai bună decizie <gântu> Să-ți <-se> dea de la Icon Eusebio Cu gândul că cel mai bun jucător Pe care îl puteai primi din uh, Icon Cred că era Runi. Runi, iată, Runi 88 nici nu se compara, hai să fii serios, Runi era cel mai bun cu 17 tokenuri. Când am văzut și Portugalia, am zis că gata, a fost o descătușare totală. Uh, pur și simplu putea fi deco Rui Costa deja vedeam glumele pe acolo prin comentarii că v-a dat dita mai portughezul. No, de data asta e la bunul, eu un Da, e bine, voi echipa acest pe copăring aici. Nu există așa ceva. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Hai cu like-ul acolo. Nu uitați că avem drafturi forță, plie de aia, când ies echipe nebune, voi posta mai drafturi geniale săptămâna asta pe care le-am filmat deja și au ieșit. sensacional. zaional, kama tutu a emm boni. Papa.